În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Astăzi, la Starea de Spirit, am încercat să aflăm ce părere au oamenii despre majorarea salarială de care vor beneficia profesorii în anul 2015. De asemenea, i-am întrebat pe oameni cât de importanți sunt profesorii într-o societate, care este rolul lor, dar și cum consideră ei că sunt tratați dascălii în țara noastră. Starea de Spirit nu este un sondaj de opinie. Salariile profesorilor vor crește anul viitor cu până la 10%. Ce părere aveți? Mi se pare că sunt salarii chiar mici. La studiile care le-au făcut, sunt profesori care au 2-3 facultăți masterate, plus doctorate unii, și mi se pare foarte, foarte mici. Cred că ar trebui mai mult, adică un profesor să ia cât un om necalificat să ajungă la 800 și 900, începători, bineînțeles. Mi se pare prea puțin. Cât de importanți sunt profesorii într-o țară, într-o societate? Sunt foarte importanți, că viitorul de acolo se clădește și nu se vor cunoaște acum repercursiunile. Peste 10 ani sau 15 ani se vor cunoaște cu adevărat dezastru care e în educație. Cum vi se pare că sunt tratați profesorii la noi în țară? Parcă cu indiferență. Nu li se acordă mai nimic. Sunt luați peste picior și de elevi, pentru că nu au bani să se... Sunt elevi mai îmbrăcați decât profesorul. Nu mi se pare corect. Salariile profesorilor vor crește anul viitor cu până la 10%. Ce părere aveți? Este o idee bună. Viitorul țării în tinerii care învață asta, nu? Și normal, un salariu mai bun motivează și profesorul să învețe elevii. Și e o idee, consider, bună. Cât de importanți sunt profesorii într-o țară, într-o societate? Pe fără ei n-am avea intelectuali. Cine ne-ar conduce? Cum vi se pare că sunt tratați profesorii în țara noastră? Ca toate categoriile de salariați. Prost. Prost. Da. O să ajungem salariile, să... Salariile sunt așa cum sunt. Medicii ne-au plecat. Profesorii mai trebuie să plece și ne-am procopsit. Salariile profesorilor vor crește anul viitor cu până la 10%. Ce părere aveți? Este nevoie de bani, dar pentru învățământ, nu neapărat pentru salarii. Bine că tot omul duce greu, dar sistemul de învățământ e la pământ. Ar trebui investit în învățământ, în unități, în materiale. Da, absolut, ca și în sănătate. Acum tot ce duce în locul salarii. Nu neapărat, haide să luăm cât mai mulți bani, să ducem mai bine. Trebuie să mergem puțin câte puțin ca să ne ducem la un scop. Cât de important vi se par dumneavoastră profesorii într-o țară, într-o societate? Absolut. Sunt foarte importanți. Da. Care este rolul acestora? În primul rând, ei sunt baza societății. Începând cu educația, nu se poate. Cum se pare că sunt tratați în țara noastră, profesorii? Jos, militar.